Am auzit că ați prins ceva oameni în stare de ebrietate. Nu este problema dumneavoastră. Păi nu știu, îi țineți în spate? Eu, mi-am făcut treaba. Păi vine și poliția să-și facă datoria. Păi foarte bine, să vină. Dumneavoastră să vă faceți datoria. Vă consider că da. Păi eu vă întreb, nu vă acuz. Sunteți supărat, așa-i? Macra, vă gândeați să aveți asemenea surprize? Ieși, mă! Ai acreditare? Hai! Cinează după că asta-i pula, mă! Felicitări, felicitări! Imediat vine și poliția. Stau eu în judecată. Bă, eu nu sunt cu găinile ca tine în brață, mă! De ce consumați alcool în timpul serviciului? Eu? Hai, bă, pune-mi fiola, mă! Păi atunci de ce le luați partea? Hai, pune-mi fiola, să vezi dacă beau. Înjură în continuare că pentru asta vei fi sancționat. O să fii tu sancționat, mă! Mi-ai interpelit imaginea! Îți arăt eu ție! Să trăiți, bună ziua! Bună ziua! Alin Macra, sunt și șeful de zonă. Pot să vă confirm cu respect. Am fost sesizat că agenții de securi oprește asta că... Sunt pe domeniul public. Ești pe domeniul public, dar... Eu mă calmez, eu vă spun ce am procedat. Da, am procedat la confirmarea că cei doi agenți de securitate au fost găsiți sub influența alcoolului. A scris în caietul de evenimente, subsemnatul okay, Macralin, așa, verificați, i-am scos frumos din post, am anunțat mai departe la Caracal. Unde momentul de față? Acasă. Dar poliția de ce n-ați anunțat-o? Doamne, eu nu-i țin în post beț. Dar poliția de ce n-ați anunțat-o? Ce să fac cu ei? Mă repet, poliția de ce n-ați anunțat-o? Cine ești tu ca să înțui? Eu sunt ziarist. Și eu sunt șeful lor și eu iau măsuri contra lor. Dar am tot dreptul să vă adresez mii de întrebări. Dumneavoastră, ca ziarist, trebuie să mă arătați o acreditare. Pentru ce? Eu n-am venit în curtea mine să ți-acred. Domnule, ca ziarist, domnii sunt organ de da, poliție. Da, întrebați dacă am nevoie de acreditare. Statului. Ca să vă adresez două întrebări, îmi trebuie acreditare. V-ați făcut datoria? Domnul, după care o să discuți cu dumneavoastră. V-ați făcut datoria? Consider că da, din momentul în care au părăsit postul. Dar vă gândeați să aveți asemenea surpriză astăzi? Domnule, eu ca atare am luat măsuri. Dar vă gândeați să aveți asemenea surpriză? Actul dumneavoastră de identitate. Bun, și atunci împotriva dânsului luați măsuri. În momentul de față îi completez procesul verbal. Bine, vă mulțumesc foarte mult. O după-amiază plăcută. Bine. La fel.